Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Lăudați să fie Domnul! S-a pus o întrebare cu peste 2000 de ani în urmă și aș vrea să vă pun o întrebare în seara aceasta. O întrebare pusă de Pilat. Ce faci cu Isus? Era o întrebare pusă mulțime adunate care răspunsul o dat cu ură, răstignește-l. Aș vrea să vă întrebați în seara aceasta, în urma cântărilor care le-am auzit, cum este pământul inimii tale. A rămas la versurile unei cântări care spunea El nu va mai bate niciodată la ușa inimii tale. Și întrebarea este dacă afară este Isus. Înăuntru inimii ce este? Este Isus în inima noastră? Doamne, ajută-ne să fie așa. Amen. Pentru că dacă afară este Isus, înăuntru s-ar putea inima să fie goală, înăuntru s-ar putea să fie pofte, patin, judecată și multe alte lucruri care pot să ia inima omului să o stăpânească. Dar eu cred că suntem în casa Domnului și am vrea să spunem, Doamne, stăpânește în inima noastră. Dar cu conform cuvântului lui Dumnezeu, care a fost arătat, Domnul se uita în seara aceasta și verifica pe fiecare ca un vas. Și aș vrea să vă spun că multe vase aveau capac opus. Așa era arătat în vedere. Ca niște vase care săteau cu capacul pus și așteptau să vadă, dau capacul la o parte, pun capacul înapoi. În seara aceasta Domnul este prezent aici. Și aș vrea să cred că fiecare inimă se cercetează și Domnul să ne ajute să dăm capacul la o parte. La mormântul lui Lazar, Domnul avea putere, așa cum se cânta putea să se dea și de pe cruce jos. Dar la mormântul lui Lazar a spus oamenilor, dați piatra la o parte, ca să poată Hristos să locuiască în inima ta. Eu și tu trebuie să dăm orice piatră la o parte, că Hristos nu împarte inima omului cu nimic, nici cu lumea, nici cu nepăsarea, nici cu frământarea, nici cu amărăciunea. De aceea am vrea să stăm înaintea Domnului cu inimă deschisă și să spunem, Doamne, mai toarnă în inima noastră pacea și bucurie. Pentru că se amintea aici de niște categorii de oameni. Și dacă ar fi în seara aceasta să ne încadreze Duhul lui Dumnezeu, în care categorie de oameni crezi că te va încadra? Noi de multe ori suntem ca frațul lui Iosif. Venim la casa Domnului și spunem despre noi. Suntem oameni de treabă. Așa spuneau frații lui Iosif. Noi suntem oameni de treabă. Nu-i cunoștea Iosif? Îi cunoștea. Nu ne cunoaște Domnul? Ba da, ne cunoaște. Dar cuvântul Domnului nu este la întâmplare. Prin îndurarea lui Dumnezeu am ajuns și eu la dumneavoastră. Este fratele aici, fratele Bădiță care a vorbit. Cuvântul lui Dumnezeu. Seara aceasta a fost rânduită de Dumnezeu. De ce? Pentru că vrea Dumnezeu să-ți mai vorbească ceva. Vrea Dumnezeu să îți mai verifici inima. Vrea Dumnezeu să te mai gândești. Și dacă ar fi să te încadreze Dumnezeu în care categorie? În categoria celor ce erau ca tâlhari. Unul iertat, unul neiertat. În care categorie vrei să fii încadrat? Eu vreau să fiu în categoria celor care sunt iertarea lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne pe toți! Dar ca să pot să fiu încadrat în categoria celor iertați, sunt niște condiții. Sunt puse niște condiții nu de noi, nu de slujitori, nu de predicatori, nu de păstori. Condițiile sunt puse de Evanghelia Domnului Isus Hristos. Și am vrea în seara aceasta tot să fim parte din categoria celor iertați. Doamne ajută la aceasta! Dacă ar fi să ne încadreze la oaltă cu Pilat, omul care e hotărât pe ce este scris. Ce am scris, am scris. Categoria oamenilor care rămân la ce este scris. Doamne, ajută-ne să fim așa. Pentru că trăim vremea când peste tot pământul, în America, în Australia, în România, în Europa, numai la ce este scris nu rămânem. Și câteodată, când Cuvântul lui Dumnezeu este puțin mai dur și este scris. Și Cuvântul scris. Nu-l putem schimba. Legile scrise în țara asta nu se pot schimba așa ușor. Și ce este scris ne stă împotrivă. Am vrea să rămânem la ce este scris. Amin. Doamne ajută la aceasta. Dacă ne uităm și ar trebui să ne încadreze Domnul. Spune cuvântul Domnului, acolo erau mulți care se uitau. O citi și ei ce au scris Pilat. Știți cum le spune eu la oameni aceștia? Spectatorii spectatori. Și Domnului nu-i plac spectatori. Mă duc și eu să văd ce o să mai fie la adunare. Frați și surori, în casa Domnului nu putem fi spectatori. În seara aceasta, Domnul care o cercetat toate inimile, scrie în dreptul meu și în dreptul tău. O dat capacul la o parte. M-am uitat în vasul lui și o cerut iertare, s-o căit în el însuși. Este atent la ceea ce vă vorbește cuvântul meu. Și dacă suntem așa, Doamne, fie lăudat numele Tău. Dar dacă nu, spectatori. Spectatorii de multe ori uită tot ce-au vizionat. Și noi suntem aici să nu fim spectatori. Noi suntem aici să fim lucrători împreună cu Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dacă ar fi să ne încadreze Domnul, ne putea încadra în dreptul celor ce, ca și preoții, au cuvântul, cunosc cuvântul, îl știu, dar nu îl împlinesc. Au încredințările lor. Și aș vrea să vă spun că aici, prin Europa, voi în Australia, noi în America, suntem adunați din multe locuri, din multe adunări, din multe orașe, din multe zone ale țării și de multe ori ajungem la încredințări de ale noastre și spunem, eu așa am primit. Eu așa, eu așa am învățat. Aș vrea să vă spun, încredințarea fie că o fi de Oradea, de București, de Suceava sau de altă zonă sau orice altă încredințare, trebuie să fie conform Cuvântului Dumnezeu. Indiferent de încredințarea care mi se pare mie că e bună, avem Cuvântul lui Dumnezeu și trebuie să rămânem la ce este scris. Fie trist să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu și să rămâi la anumită încredințare. Mi-aduc aminte de o întâmplare povestită de unul din unchii mei și spunea, doi frați într-o adunare s-au certat și au ajuns să se urască într-un fel. Și unul dintre ei s-a dus la cel care cumva se simțea nedreptățit că el -a avea dreptate și și-a cerut iertare. Și a zis cel care a zis, nu te iert, avea el încredințarea lui. L a zis, nu te iert. Și fratele nu s-a simțit bine. Și s-a dus după un timp și din nou și-o cerut iertare și a zis, nu te iert. Și s-a dus la frații din adunare și a zis, fraților, uitați. Voi știți că a fost o discuție între noi și eu m-am dus și mi-am cerut iertare. Vă rog, veniți cu mine. S-a dus și cu frații și au zis, uite, el își cere iertare, recunoaște cu greșit, el nu are nicio pretenție să zici tu că ierți. El vrea să simte iertarea din partea ta. Nu-l iert. Un om care a rămas la încredințarea lui, cu inima închisă, cu capacul pus pe inimă. Și știți ce s-a întâmplat? După câteva zile, frații au zis, băi, tu ți-ai făcut partea. Dacă el nu vrea să te ierte, e treaba lui. Și după un timp, nu prea mult, cel care și-a cerut iertarea a plecat la Domnul. Subit, dintr-o dată. Și cel care nu a putut să-și dea capacul de pe inimă la o parte, își freca mâinile la mormântare și spunea, dacă știam, dar eu l-am iertat, dar nu știu, m-a luat cura, așa am spus cu vorba mea, frați și surori, am vrea în seara aceasta să fim cu o inimă liberă. Să fim oamenii care iertăm și simțim iertarea. Doamne ajută la aceasta. Oamenii care cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu numai îl cunoaștem. Nu numai auzim predici, că internetul este plin de predici și eu sunt vânat. Și aș vrea să vă spun sincer, nu-mi place. Pentru că predica de la Pert nu se potrivește și pentru Detroit. Cuvântul de la Pert nu se potrivește și pentru București. De cele mai multe ori, poate se potrivește. Și sunt de acord cu cei ce stau acasă și sunt bolnavi și nu au cum să vină în casa Domnului. Dar cei care mereu, mereu mănâncă conservele, nu sunt de acord cu ei. Pentru că ăștia sunt membri la biserica online. Ei nu-i vezi la cină, nu-i vezi la adunare, ei mereu membri la online și le spuneam unora, răpirea nu o să fie decât live. Și o să te prindă răpirea sau poate judecata Domnului sau cântarul Domnului online. Frași și surori, noi suntem chemați să stăm cu o inimă deschisă și să fim prezenți cu toată inima, trup, duc și suflet în casa lui Dumnezeu. Pentru că mai era o categorie de oameni care au amintit fratele Bădiță, ostașii. Oamenii care vor să câștige ceva după Hristos. Oamenii care au în viața lor doar câștigul. Oamenii care fac târg cu Dumnezeu, ca și Iacov din Doamne, dacă să mă cuvinteți dacă să mă păzești, dacă să fii cu mine. Și nu i-a cerut Dumnezeu lui Iacov să ia hotărârea. Când am să mă întorc în pace, am să-ți dau 10%. Și vă rog să vă duceți acolo să vedeți. Dumnezeu îl binecuvintează pe Iacov. Dumnezeu îl păzește, Dumnezeu îl face să aibă familie. Iacov se întoarce și vine la Betel. Și înainte de idealul Dumnezeu a 10 parte vrea să-L îmbuneze pe Esau. De care oameni suntem? Care îl slujim pe Hristos doar când ne merge bine? oameni care avem doar de câștigat, păzește-ne, Doamne, binecuvintează, Doamne, ocrotește-ne, Doamne, nu ne lăsa să trecem prin suferință, nu ne lăsa să trecem prin necazuri. Oamenii care am întâlnit în călătorile mele și în Africa, și în Filipine, și în alte părți. Oamenii care... Veneau la Hristos pentru că li se promitea ceva și trăim vremea când se propagă și se propovădește Evanghelia Prosperității. Trăim vremea când calvinismul ăsta a început să pătrundă și în bisericile noastre. Frate, nu trebuie să suferim. Hristos a suferit totul. Da, Hristos a suferit. Dar noi trebuie să trecem și prin botezul focului. Că suntem botezați în apă, Domnul ne botează cu Duhul Sfânt, dar există și un botez al focului. Și oamenii care vor să câștige doar și nu vor să piardă nimic, ei n-au timp. Oamenii care sunt după câștig n-au timp să vină marți la adunare. Oamenii care sunt după câștig n-au timp să vină joi la adunare. Ei n-au timp de rugăciune, ei n-au timp de post. De ce? Pentru că în fața lor este doar câștigul. Și aș vrea Domnul să ne păzească să fim acești oameni. Să fim oamenii care vrem să câștigăm, dar nu aici pe pământ. Pentru că noi umblăm, și eu umblu după un câștig. Am un prieten care spunea, slujind Domnului, spunea, Domnul pe pământ nu plătește așa bine, dar pensia e bună. Pensia, au zis, e bună. Și pensia nu este aici pe pământ. Pensia este acolo în veșnicii. De aceea, Doamne, ajută-ne să umblăm după acest câștig. Că Domnul ne binecuvintează, e marele har. Că Domnul ne lasă să avem case frumoase, nu ne stăm împotrivă. Că Domnul are binecuvântarea aceasta cu lucrurile materiale? Slăviți să fie Domnul. Dar să fim oamenii care nu umblă după câștigul acesta pământesc și pentru asta să stăm lângă Hristos, ci să fim oamenii care să umblă după câștigul de sus. Doamne, ajută-ne pe toți să fim așa. Care oameni mai sunt acolo și se amintea aici? Sunt ucenicii. Oamenii care fac parte din familia lui Hristos. Familia și ucenicii. Oamenii care rămân credincioși. Indiferent de ce se întâmplă, ei iau parte la greutatea familiei. Ei iau parte la greutatea celui care i-a învățat. Și Doamne ajută-ne să fim și noi așa. Pentru că mai există o categorie de oameni care ni se cere să fim toți în categoria aceasta. Oamenii care poartă crucea. Simon din Cirena a fost forțat să ducă crucea lui Iisus. Și el a dus-o și-au dus-o cu bucurie. Mi-aduc aminte că citeam cu mulți ani în urmă o întâmplare despre un om care tot trăia din cruce. Probabil că unii o știți, tot tăia din cruce. Îi se părea crucea pe grea și tăia din cruce și a alegea. Și a venit un moment când a ajuns în fața unei prăpăstii și nu se putea altfel trece decât să dea crucea, să o pună peste prăpastie și să poate trece dincolo. Suntem oamenii care trebuie să luăm crucea lui Hristos în fiecare zi. Doamne, ajută ne la aceasta. Oamenii care să nu facem cruce altora, să nu fim o cruce, o povară pentru slujitori, să nu fie o povară pentru soție, pentru soți, tineri care sunteți aici în casa Domnului, să nu fiți o cruce pentru familie, pentru părinți, pentru biserica Domnului. Noi suntem chemați toți. Să luăm crucea lui Hristos în fiecare zi. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. De ce? Pentru că undeva ne încadrăm, undeva ne încadrăm, în seara aceasta, aici, în Perth, la adunarea Domnului, ăștia suntem noi. Undeva, după cuvântul pe care Domnul l-a pus la dispoziția noastră, undeva Domnul ne vede și undeva noi ne încadrăm. Ori ne încadrăm de bunăvoie, ori ne încadrează Domnul. Și am rămas la un singur cuvânt și aș vrea să continui câteva cuvinte. Știți care este cuvântul? Când a luat Iisus soțetul, a zis, s-a isprăvit. Și aș vrea să ne gândim, ce fel de oameni suntem noi? Și ce facem cu Isus? Pentru că în fața doua, dumneavoastră și în fața mea, stă în sfârșit. Ne stăm în sfârșit. Sfârșitul zilelor noastre, noi nu-l cunoaștem. Noi ne gândim că cei care au o vârstă înaintată, 70, 80, trebuie să moară. Ne gândim că cei ce au poate cancer, ei pot să moară. Dar ori de câte ori venim la casa Domnului și mai ales în ziua aceasta când noi ne amintim și vorbim frumos. Domnul Iisus a murit pentru noi, Domnul și-a întins mâinile pentru noi, a purtat crucea pentru noi, a suferit pentru noi. Dar El a avut un sfârșit glorios. Chiar dacă sfârșitul lui a fost dureros, totuși El a avut un sfârșit glorios. De ce? Pentru că a fost găsit în voia Tatălui. Aș vrea să ne punem întrebarea aceasta. Cum Îți va fi sfârșitul. Pare un paradox. Și eu vorbesc lucrul acesta foarte des. De ce? Pentru că Domnul mi-a arătat în 2010 și în 2023, la începutul anului, cât de ușor se poate pleca de pe Pământ. Și mă gândesc că sfârșitul poate veni oricând. De aceea, așa ar trebui să fie creștinul care se încrede în Hristos. El trebuie să se gândească, dacă astăzi mă voi întâlni cu Domnul, dacă astăzi va trebui să mă prezint înainte Lui, cu ce mă voi prezenta? Domnul Iisus a sfârșit cu bine. Și El a spus, s-a sfârșit. Ce frumos! Și spune cuvântul Domnului că e bun începutul, dar mai important și mai bun este sfârșitul. De aceea aș vrea ca Dumnezeu în seara aceasta să ne ajute să ne gândim la lucrul acesta. Se amintea aici că cineva o pierdut pe cineva drag. Oricând se poate întâmpla lucrul acesta. Și am vrea să ne gândim la începutul nostru, dar am vrea să ne gândim și la sfârșitul nostru. Spunea cuvântul Domnului despre începuturile frumoase, dar aș vrea să vă spun că noi nu știm dacă vă termina și când vor termina. Duhul Domnului striga, dacă nu mă înșel, chiar aici, la Golcost. Știi tu că vei ajunge sfârșitul acestui an? Știi tu că vei ajunge ziua de duminică? Știi tu că vei ajunge sfârșitul acestei se? Mă nu știu. De aceea aș vrea cuvântul lui Dumnezeu care s-a vestit până aici și ce se va vesti, cântările care s-au cântat, să ne răscolească inima. Pentru că Domnul Isus este singurul care a sfârșit tot ce a început. El a sfârșit tot ce a început. Noi putem începe frumos, dar cu va se sfârșitul. Și cuvântul Domnului în Galaten 3 cu 3 este un cuvânt care n-am vrea să-l citim, dar trebuie să-l citim. Și cuvântul Domnului spune aici, Apostolul Pavel vorbea Galatenilor, începând la versetul 1 din capitolul 3. O Galateni, echip cine va feri în cap pe voi înaintea ochilor care a fost zugrăvit Iisus Hristos, care a slimit? Iată numai ce voi să știu de la voi. Prin faptele legea ați primit voi Duhul ori prin auzirea credinței. Și continua el versetul 3. Sunteți așa de nechipzuiți după ce ați început prin Duhul. Vreți acum să sușiți prin firea pământească? Frași și surori, tineri și în vârstă care suntem aici, care este dorința noastră? Să sfârșim prin Duhul. Amin să sfârșim prin întâlnirea cu Domnul Isus Hristos. Dar cum alergăm? Dar cum alergăm în vremea de acum? Pentru că sfârșitul poate veni dintr-o dată. Și m am uitat cum o sfârșit Domnul Isus. Și spune cuvântul Domnului. El a sfârșit cu vrășmași. Singurul ultimul vrășmaș care a fost biruit de Domnul Isus Hristos a fost moartea. Moartea a fost ultimul vrășmaș. Dacă diavolul credea că îl biruiește, diavolul nu știut că ce acceptând voia lui Domnul Isus a împlinit lucrările vestite despre el. Ce s-a sfârșit când Domnul Isus a fost răstignit și a murit? S-au sfârșit suferințele. Pentru el s-au sfârșit suferințele. Pentru noi, suferințele continuă. Da, știu că multora nu le place suferința. Ne întristăm, ne tulburăm când Domnul îngăduie suferința. Și cine? Se roagă cineva? Doamne, dăm suferință? Nu! Noi ne rugăm să fim binecuvântați și în marea lui îndurare Dumnezeu ne binecuvântează. Dar, gândește-te că Hristos a suferit pentru tine și pentru că Domnul a suferit pentru noi. Haideți să fim mulțumitori în vremea de acum. Spunea Duhul Domnului ceva. Arăta fiecare casă. Și Domnul a spus așa, pentru biserică a delimitat un hotar, un hotar al ascultării. Ăsta e hotarul pentru biserică, exact cum aveți aici un gard și delimitează clădirea și împrejurimile care le aveți. Dar în acea împrejurime, în acea delimitare pe care Domnul a făcut-o bisericii, fiecare familie are o delimitare. Și fiecare familie are un perimetru. Așa cum aveți casele și știți exact de unde până unde începe pământul și unde se termină, tot așa este și pe calea Domnului. Fiecare familie are trasată un perimetru a ascultării. Și în vremea de acum Domnul se uită, familia ta este în perimetru ascultării? Nu numai faptul că trebuie să fii în perimetru ascultării în dreptul bisericii, la rânduiala bisericii, la ceea ce biserica hotărăște. Dumnezeu se uită la casa ta în vremea de acum este casa ta în perimetrul ascultării. Și mai este ceva. În acest perimetru pentru fiecare de familie era un altar. Frăzi Domnul și la pert. Domnul în fiecare zi verifică altarele. Nu doar altarele de aici, din casa Domnului. Altarul de acasă. Altarul familiar, altarul personal. Cum îți este? Este altarul acesta în perimetrul ascultării? Ba mai mult, Domnul spunea, la altar nu se poate urca oricum. Se poate urca pe treptele mulțumirii. Și tot mulțumire cere Domnul. Și tot insistă Domnul și la perți, și la Detroit, și în oriunde, în dreptul poporului Domnului. Să ne verificăm la starea mulțumirii noastre. Că noi de multe ori avem cuvinte de mulțumire, dar Domnul vrea să avem o stare de mulțumire. Și Domnul în vremea de acum verifică perimetrul familiei, verifică dacă altarul este, când ne rugăm noi ca soți și soție, ca părinți, când ne rugăm cu familia, Domnul verifică dacă ne urcăm pe treptele mulțumirii și Domnul se prezintă să ridice jerfa. Și este o vreme când Domnul ascultă rugăciunea. Și insista Duhul Domnului și spunea, există o vreme când putem să ne rugăm. Care sunt rugăciunile care Domnul le așteaptă și le dorește? Însă și în rugăciunea Domnului Isus găsim un model de rugăciune. Doamne, facă-se voia Ta. Doamne, ajută-ne să ne rugăm așa. Amen. Doamne, facă-se voia Ta. Să te rogi pentru casa Ta. Să vă rugați ca biserică să fiți găsiți în voia Domnului. Să fiți găsiți în planul Domnului. O altă rugăciune care este necesară. Și însăși Domnul Iisus le spunea ucenicilor în grădina Ghețimani când i-a găsit dormind. Rugați-vă să nu cădeți în ispită. Cât vă rugați să nu cădeți în ispită? Cât ne rugăm? prin prisma slujirii, vin foarte mult să mărturisească. Și cei mai mulți spun așa, m-a înșelat diavolul, m-a ispitit diavolul, frați și surori, noi care suntem botezați cu Duhul Sfânt, în noi este o putere care e mai mare decât puterea Întunericului. Cu noi și în noi este Duhul lui Dumnezeu. Scuza asta care există în vremea de acum că m-a înșelat diavolul. Domnul în bunătate se îndură de noi și ne iartă. Dar Duhul Domnului vorbește și prin cuvânt și prin Duhul Sfânt. Și Duhul Domnului îți spune în seara asta, ție și îmi spune și mie, tu cât te rogi să nu cazi în ispită? Când pleci dimineața, ai timp să bei cafeaua, ai timp să mă duc pe Facebook, am timp să văd care sunt ultimele știri. Dar cât timp ne facem să ne rugăm Domnului să spune, Doamne, eu astăzi vreau să fiu în voia Ta, și asta te rog, păzește-mă și dăm putere să nu cadă în ispită. Doamne, ajută-ne să fie așa. Amen. Pentru că mai este un sfat al Domnului. Rugați-vă pentru ceasul încercării. Să te rogi pentru un ceas al încercării care va veni. Și Domnul Isus îl găsim în grădina Ghețimani. Nu odată, de nenumărate ori. Zilnic, noaptea se ruga. Dar în mod special ne este redată rugăciunea din Ioan 17, rugăciunea frumoasă a Domnului Iisus din grădina Ghețiman. Și Domnul în vremea de acum îți spune ție și casei tale, roagă-te de astăzi, că ceasul încercării s-ar putea să vină dintr-o dată. Și atunci se pune întrebarea de ce se mulțesc listele de rugăciune? Știți de ce se mulțesc listele de rugăciune? Unul din motive este acesta. Pentru că unii din poporul lui Dumnezeu nu se roagă. Nu se roagă la vremea potrivită. Vorbeam cu fratele Bădiță și spuneam, cântăreții le place să cânte cât mai multe cântări în adunare. Domnul să vă în cer vom cânta. Predicatorii vor să predice cât mai mult. Prorocii vor să aibă timp de rugăciune. Dar, când mergeți la un bolnav, câți bolnavi ați găsit care vor să audă o predică, să-i predice o predică? Puțini. Aproape deloc. Mai vor să li se cânte o cântare. Știți ce vor bolnavi? O rugăciune. Și aici, nu vă supărați, frații mei. Aici suntem deficitari. De cele mai multe ori suntem deficitari. Când vine vorba să ne rugăm pentru ceasul încercării. Păi merge bine. Am mai mărturisit lucrul acesta despre unul din frații mei. Când Duhul Domnului venea într-o vreme și îi spunea, ieși înaintea mea cu casa ta, roagă-te. Că vine o încercare. Și se rugau și Domnul dădea biruință. Și într-o vreme au venit un cuvânt și o așteptat, căci copiii spunea, dar ce numai la noi? Ce numai la noi vine diavolul? Numai pe noi ne păzește vrășmașul? Numai la noi vin încercările? Normal. Cine e bucuros de încercări? Nimeni. Toți vrem să o ducem bine aici pe pământ. Toți ne rugăm pentru o clotire, pentru binecuvântare. Și visăm cu ochii deschiși veșnicia. Și lasă să suferi oia din Africa, lasă să suferi oia din Thailanda sau din Myanmar sau din alte țări, din țările arabe și noi să o ducem bine. Frași și surori, se rugau, se rugau și la un moment dat când au zis Domnul, el nu mai zice nimic. Copiii nu au mai zis nimic. știți cât de repede a venit încercarea? Unul din copii a fost diagnosticat cu cancer, cu tumoare pe creier. Și atunci au urmat, nu o rugăciune adusă, nu o zi de post, multe rugăciuni multe zile de post. În marea lui îndurare, Dumnezeu a lăsat vindecare. Că așa se îndură Dumnezeu. Dar când mai venea un cuvânt în adunare și spunea vrășmaș opus, țintă -o, o familie și vrea să dea o lovitură, copiii -o, poate suntem noi. Frașii și în ziua aceasta, noi vrem să vorbim despre Hristos, dar noi vrem să ne uităm la noi. Hristos a făcut totul pentru noi. Se pune întrebarea ce facem noi? Rugați-vă pentru ceasul încercării. Știți care rugăciune îi mai place Domnului? Noi o numim rugăciune de cauze. Rugăciune pentru cei ce trec prin suferință. Rugăciune pentru cei ce trec în încercări. Și Duhul Domnului punea o întrebare aseară. Poate ați uitat. Mie mi-a adus aminte Duhul Domnului aici. Că zis Duhul Domnului că în anul acesta Domnul va trece și prin Australia, Domnul va trece și prin România, Domnul va trece și prin America și prin Europa, și în poporul Domnului, fără să mai anunțe, Domnul va lua pe mulți acasă. Dar una din categoriile pe care Domnul, în mod special, le viza, sunt mijlocitori. Într-adevăr, tinerii ce se le pes. Rugăciune? Lasă că se roagă mama. Rugăciune? Se roagă tata. Lasă că se roagă biserica. Aș vrea să vă spun, din un moment când Domnul nu ține cont de rugăciunea mamei atât de mult. Nu ține cont nici de rugăciunea bisericii, Chiar dacă ce zic pare anormal. Ba da, pentru că Dumnezeu vrea să te rogi tu. Noi avem o cântare și spune cântarea rugăciunea mamei mele. Nu este de ajuns. Rugăciunea bisericii nu-i de ajuns. Eu trebuie să mă rog. În seara aceasta noi vorbim despre un Hristos care a murit pentru noi, dar a fost un om al rugăciunii. Și noi vrem să ne asemănăm cu El. Noi vrem să fim cu El. Cum, frați și sorori? Cum dacă noi nu trăim viața pe care El o dorește să o trăim? Rugăciunea este necesară. Și Duhul Sfânt spunea aseară că va lua din mijlocitor. Și aș vrea să vă spun, când a plecat prima dată, mama soacră, am simțit că a plecat un mijlocitor. A plecat tata socul, a mai plecat un mijlocitor. Trebuie să ne rugăm mai mult. Dar apoi, în doi ani, au plecat tatăl meu și mama mea. Și am simțit că mijlocirea care era adusă de ei trebuie înlocuită și trebuie să mă rog eu mai mult, soția mea mai mult. Și în anul acesta, Domnul se uită la mulți care sunt mijlocitori și nu-i cunoașteți. Și aici sunt mijlocitori care nu se arată. Sunt mijlocitori care nu se pronunță. Sunt mijlocitori care se roagă în taină, se roagă acasă, și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar Dumnezeu va lua din acești mijlocitori. Și sfatul Domnului, și întrebarea Domnului era: Vrei să fii un mijlocitor? Noi vrem să fim cu Domnul Isus, dar vrem să trăim viața Domnului Isus? Doamne, ajută-ne la aceasta. Pentru că atunci când El a strigat, s-a sfârșit, s-a sfârșit legea. S-au împlinit toate prorocile. Niciuna din prorocii n-a rămas neîmplinită. S-a împlinit prorocire cu privire la cei 30 de arginți. S-a împlinit prorocile cu privire la mâinile și picioarele străpunse din Psalmul 22, hainele împărțite. S-a împlinit, împlinit prorocia din Zaharia 12 cu coasta străpunsă. S-a împlinit prorocia din Psalmul 68 despre buretele cu oțet, de oțetul băut. S-a împlinit tot ce trebuia să se împlinească. Ba încă spunea cuvântul Domnului ca să se împlinească tot ce era scris. Domnul, a spus, Domnul Iisus a zis, mesete, dacă Domnul l-a împlinit tot, cât credeți că așteaptă Domnul să împlinim noi? 10%? 50%? E mulțumit cu 75%? Aș vrea să vă spun, Domnul, în partea noastră, așteaptă 100%. Partea lui nu vom putea face noi niciodată. Dar partea noastră, aș vrea să vă spun, Domnul în îndurare, o face unele lucruri și ne ajută dar niciodată nu ne face partea care trebuie să ne facem noi. Și -o striga, de multe ori am auzit Duhul lui Dumnezeu strigând, partea ta, poporule, fii atent la partea ta. În seara aceasta aș vrea să spun, păcatul tău a fost plătit de Domnul Isus. Noi știm lucrul acesta. Noi știm că a fost sfârșitul lui lege și a început vremea Harului. A fost sfârșitul vieții lui și a fost Completat planul de mântuire. Multe lucruri putem să spunem despre Domnul Isus, dar aș vrea ca în seara aceasta să ne întrebăm ce spune El despre noi. Întreba Domnul Isus pe ucenici o Cine zic oamenii că sunt El? Că sunt eu. Și ucenici au spus: Unii spun că ești Ilie, alții spun că ești un profet. Aș vrea să vă puneți întrebarea aceasta. Ce zice Domnul Iisus despre tine? Ioan Botezătorul, când l-a văzut pe Domnul Iisus, striga, Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Amen. Și dacă n-ar fi fost Betlehem, dacă n-ar fi fost Ghețiman, dacă n-ar fi fost Gabata, dacă n-ar fi fost Golgota, noi nu eram aici. Dar noi suntem aici pentru că toate acestea s-au împlinit. Amen. Doamne, ajută-ne să ne facem și noi partea noastră. Amen. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și la rugăciunea aceasta am vrea să-L rugăm pe Domnul să mai facă o cercetare. Eu m-am bucurat seară. Eu m-am bucurat că Domnul a fost prezent la masa Lui. Domnul a stat cu noi la masă. Dar noi, după ce mâncăm și bem din Domnul, trebuie să fim oamenii care să avem viață. Trebuie să fim oamenii care să intrăm în rândul ucenicilor care caută să împlinească tot ce este scris. Trebuie să fim oamenii din casa Lui Dumnezeu. Știți ce pretenție are Dumnezeu de la noi? Să nu mai fim copii. Să nu vin copii care suntem purtați de un vânt învățătură încolo și încoace. Domnul vrea să fim oameni mari. De aceea, în seara aceasta, Doamne, ajută-ne să ne gândim adânc. Unde ne încadrezi? Ce zici tu despre noi? Și știți ce aș vrea să zică Domnul despre noi? Așa cum o zis întotdeauna, Doamne, îndură-te de fiecare în parte. Să fie îndurarea Domnului pe îndurarea Domnului. Dar plecând din seara aceasta aici, aș vrea să vă spun ultima vedenie care mi-a arătat Domnul la rugăciune. O mână albă, care a pus așa mâna într-o traistă și de acolo a luat o mână de sămânță. Și a aruncat sămânța asta. Și mă uitam și a zis Domnul așa, fiecare trebuie să-și verifice pământul inimii. Cum îți este pământul inimii tale? Este înțelenit? Este un pământ care vin păsările și fură repede sămânța? Este un pământ stâncos? Doamne ajută să fie un pământ bun. Mai avem prilejul la rugăciunea aceasta să frământăm pământul inimii noastre. Să ne gândim care din cuvinte care au fost rostite în seara aceasta, care din cântările care au fost cântate în seara aceasta mă pot ajuta să pot să dau capacul la o parte? Să lăs inima mea să fie cercetată și plecând de aici. Să plecăm oameni binecuvântați. El duce, spunea Psalmul 1, El duce la bun sfârșit tot ce începe. Așa este omul care stă lângă Domnul. Doamne ajută-ne să ne uităm la începutul vieții noastre. Dar gândiți-vă, sfârșitul nu este în mâna dumneavoastră. Sfârșitul nu este în mâna mea. Sfârșitul nu este în mâna doctorilor. Sfârșitul este în mâna lui Dumnezeu. Și vrem să fim oamenii ca și Domnul Isus, care putem duce la sfârșit alergarea noastră. Apostolul Pavel îi scria frumos lui Timotei, m-am luptat lupta cea bună. M-am păzit credința. Mi-am isprăvit alergarea. De acum, mă așteaptă cu nună. Doamne ajută-ne, când vei rândui tu, fie că ne va prinde răpirea în viață, nu știm, fie că ne va chema pe Domnul pe nume, pe fiecare în parte. Să ne poată găsi întâlnirea cu tine în rândul oamenilor care ducem la bun sfârșit și să ne ducem lupta noastră până la bun sfârșit. Ne rugăm cu toții înaintea Domnului. Amin.